decizie articolul 30 de numărul 215 pe 2001. M-a fost convocat pentru astăzi 26 martie 2018, în ședință ordinară, a Consiliului Local. Convocat prin dispoziția numărul 13-19-2018 și a primat cum de ajare. Din cei 11 consilieri locali care conform Consiliul Local, sunt prezent 9. Lipsește domnul Lăcătușu și cu domnul Ghinez. Da, prin prezent majoritatea consilierilor local, ședința este redat potrivit și poate începe lucrările. Acum, având în vedere prevederea articolului 42 de la 5 de legea numărul 215 prin 21, sunt prea aprobat procesul de doamne chiar la ședința anterioară. Nu stați aici! Numele și cu... Da, cine se pierde? Potrivă, atenție. Procesul a fost adoptat în unanimitate de domnul. La ședință participă domnul de la Expresiv TV și cu doamna Gherasimă Strămână, Lumița, care să prezinte o situație care o să o primit în spre dezbatere comisiei de atribuiri la Expresiv Prefectul Bacău. Da. Da. Rog pe domnul Cercu să preia lucrări de ședință. Da. Mulțumesc pentru încredere acordată și promit că voi conduce lucrări de ședință conform normelor legale și democrației. Se dă citire ordine de zi, proiectul hotărât privind stabilirea și achitarea cotizației în sumă de 10.000 lei către Asociația GAL, Urmus Montana, Veliș Paslău, inițiator Victor de Aconu, primarul comunei, aviz comisiei de lucru. 2. Proiectul hotărât pentru însușirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ardioani pe anul 2017, activitatea administrativă publică locală în anul 2016, precum și obiectivele propuse pentru anul 2018. Inițiator Victor de Aconu, primarul comunei Ardioani, aviz comisiei de lucru. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri introduse pe ordinea zi. Nu. Da. E numai o informare. Intrăm la ordinea de zi. Proiectul de hotărâri privind stabilirea și achitarea cotizației în sumă de 10. Să încep cu informarea aia cu nomenclatorul, ca după aia să... Da. Nicio problemă. Da. Ai cuvânt. Acord de specialitate privind aprobarea atribuirii unor denume de străzi în comuna Ardioan, județul Bacău. Având în vedere prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, prevederile legii 48/2003 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumire cu modificările și completările de agențe de legea numărul 48/2003 și articolul 5 din legea 7/1996, legea cadastrului și publicității imobiliare, propun spre analiză și aprobarea Consiliului Local Ardioan modificarea nomenclatorului de numere locuințe prin atribuirea de denumiri străzi sat Ardioan și sat de Ardioanești, comuna Ardioan, județul Bacău. Și acum vă spun, deci pe Ardioan. Dați-mi un proiect. Ca să știți de ce este vorba, noi am făcut documentația înainte, am făcut noi niște propuneri, iar acum am zis că să vă consultăm și pe dumneavoastră, să vedeți dacă sunteți de acord cu denumirea străzilor care le-am dat noi. Și în momentul în care dumneavoastră, doamna să le citească repede, aveți vreo propunere să modificăm aici, pentru că după aceea noi această documentație, în baza unei adrese înaintare către Iisea Cucurul Bacău la comisia de atribuiri de denumiri, da? Să primim un aviz și de bea, după ce primim avizul, atunci să punem spre aprobare Consiliul Local în forma finală. Știi, probabil intră și în, hai să spunem, în satele cu străzi de GPS-ul, de exemplu, dacă dai da, și faci da, să da, da, sigur, nu zici strada. Nu poți zici și pe hărți pe care vom pune străzile cu numerele da. Noi. Da. Și va fi avut și site-ul primăriei. Da. Da. Deci, doamna, dirigiteți-vă și urmează dacă aveți obiecțiuni sau... Schimbarea unui de numele care am pus eu aici, acum, nu-i bine așa, aici și gata. Da. Deci, pe Ardeoane avem strada principală, care este drumul național. Deci, este domeniul public al statului. Și vom avea de la hotar comuna Berești-Azlău, Hira Adrian și Petrișor Cristina, până la Popa Neculai și Martin Costel. Deci vine de la capătul Ilieștrului până aici la canal. Pe urmă, strada Arinilor. Eu am pus denumirile astea, dumneavoastră, dacă nu vă convine sau credeți că
trebuie modificat, modificăm. Păi, de la DN2G, Grasul Costel, până la Biserica Iliești. A, acolo, bucățile aia. Da, da. Astea străzi s-au luat în funcție de nomenclatorul vechi al nostru, de domeniul public, pentru că mai sunt ulicioare care nu am putut să le băgăm, să le dăm de numai, pentru că este la înțelegere între vecini sau rude și și-au lăsat drum de servitute. Deci acolo noi nu am putut să ne băgăm, să dăm de numai. Clar. Pentru, da. Următoarea stradă este Aluniș, de la drum național 2G, Hambic Constantin, până la Vasilache Ion. Atât. Da. Albăstrelelor, mă rog, dumneavoastră puteți să punem altă denumită dacă nu vă place, de la DN2G, Atănăsoaie Elena și Ciulină Costel, până la Neagul Gheana și Atănăsoaie Virgina. Cum sunt listate? Albăstrelelor. Nu, eu am pus așa denumit de fapt, ca să nu se supere, deci nu pun un strada lui Iescu sau Copetul, ca să nu se supere nimeni. Nu dăm denumirea lor vecinului. A fost cineva, nu știu, vreun un general, o chestie, un cineva, da, da, un doctor, da, un da, nu, 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 dar avea voie la asta. Deci, ca, să deci, nu... ca, să, special. Ca să știți și despre chestia asta, noi putem să dăm și denumire, de, dar trebuie să facem o motivare. Deci să facem o... Nu, nicio problemă. Deci o motivare, deci nu îi dăm... Am văzut stres din asta. Rosete și gata. Deci trebuie să spunem cine a fost rosete, din când s-o răspund, cine e ăsta. Și facem un arbor genealogic al lui, cine știu cum, da. Și am zis că să nu ne complicăm, da. Da? Ca să facem atâtea justificări, așa. Căutam să dăm un din cazul de justificări. Da. Da. Strada Bușorilor, de la DN2G, Rusu T. Corneliu și Licu Culiță, până la Arion Angela Orica și Vasilache Vasile. Strada Cameliilor, de la drum județean 156 ani, Marian Emil și Anton Elena, până la Vasilache Viorel și Crăciun Costel. Calea Pârjol, de la DN2G, Creangă Nicolae și Chiriac Gheorghe, până la Hotar Comuna Pârjol, cu Popa Diana și Chiriac Viorica. Da, da. De asemenea, am uitat să vă spun, deci pe stânga se pun numerele impare, pe dreapta da, numerele pare. Strada Dumitrelelor, de la DN2G, Adam Roza și Tiță Viorica, până la Rupu Liviu Vasile și Nedelcu Constantin. Strada Caroafelor, de la DN2G, Petcu Valeriu și Petcu Artemiza, până la Lăcel Ciprian și Bocănesc Nicolae. Lăsăm așa. Strada Lalelelor, de la DN2G, Popa Viorel, blocul locuințe și Petcu Gheorghe, până la Hotar Comuna Codur, Timuș, Petre și Pascal Ion. Comunitatea de Ion? Da, e comunal, Ardeon. Principală. De la noi, de la bloc din noi. Codur principal, de la tine până la ultima casă. Până la... Și pistinga? Stai, mai sunt după ce, sunt drumurile de acele. Stai că le punem în fiecare. Strada Leliacului. De la DN2G până la Popa Mie Costel și Camara Maria, Ivulța Mori. Pe urmă, pe partea cealaltă, tot de la grădiniță Ivulța Mori și pe partea cealaltă grădiniță de numere de stradă, Lăcrămioarelor. Nu am putut să punem pentru că sunt diferite extrase de carte funciară. Fiecare drumușor are extrase de carte funciară. De la drum comunal 176, Petru Ionel până la Toia Anica. Deci, din fața grădiniței, de la grădiniță. De la grădiniță, așa. Strada Lăniței, de la drum comunal 176, Pod Ardeoan, Macadam Gheori, Ghepiun din Moara. Da. Așa, până la Pleșcău Dorin. Pleșcasele alea din lângă Moara. Strada Narciselor, de la drum comunal 176, Munteanu Ardela și Cercel Vasile, până la Cocoare, Catinca și Mășanu Maria. Deci alea două, vin amândouă și pe Jenăreștiu și n-am putut să pun separat din cauza că era un singur exemplu. Cine ce deși? Bună strada. Încep. Strada Orchideelor. De la drum comunal 176, în Munteanu Elena și de acolo ce trebuia, până la Clinciu Costel și Arcu Maria. Trebuie cumva și în ordine alfabetică. Strada Petuniilor, de la drum comunal 176, Năstasie, Caterina și Mircea Cristina,
până la straturat Aneta și diaconul Vasile. Asta, da, primori, aici, dacă vreți, spune-mi altă de mine, n-am știut altă, la moment. Deci, strada Primole, de la drum comunal 176, clipa Silvia, până la Pasca Nicolae, dar nu avem decât o singură casă. Eu, dar nu. Este drum și avem extraordinar pe Cucea, asta e. Da, o să fie inscripționat. Da. Strada Panseluțelor, de la drum comunal 176, Munteanu Andrei și Dostinescu cei buni, până la Pasca Sorin și Muțu T. Elena. Strada Salviei, de la Rusu Olga și Volaru Gheimon, până la Muntenașul Sorin și Volaru Necostache. Deci Salviei. Strada Sânzienelor, de la Pleșcău Mihai și Pleșcău Iordache, până la Pleșcău Mihai și Pleșcău Costache. E nici o raie mică, dar are situații ca din ceară și o trebuie să punem de anumite de stradă. Strada Viorelelor, de la 176, din comunal 176 Ardean, până la Cotoloare Moș și Petcoalina. Am terminat de avem pe Leontenești. Nu știam să eu am vrut să spun strada principală, deci avem strada principală Ardeoane, de la Iliești până aici, și am vrut tot principale, dar nu avem voie. Nu, deci nu ne-a dat, am vrut principală Ardeoane și principală Leontenești. Nu ne-a dat voie. Am zis strada Brândușelor, sau am zis calea Moinești. Calea Solonț, de la drumul național 2G până la parcă Emiș Poleacă Radu. De la, până la hotar comuna Solonț, Sece Macari, se vede. Strada Bradului, pardon. Strada Bradului, de la Daniel 2G, Parfenia Nica și diaconul Vasile până la diaconul Dumitru și Megan Grup SRR, unde e domnul Cinea Brunțu. Strada Usuiocului, de la Daniel 2G, Mare Ștelian și Atelier SMA până la hotar comuna Podul, la Martina Nica și Scorsanul Clement, deci drumul principal de Leontinești, până la hotar comuna Podul. Da, Usuiocului. Spre exemplu, ar trebui, părerea mea, așa, ar trebui oamenii ăștia care, cel puțin, profesorul Popa, nu știu dacă poate l-ai cunoscut. Profesorul Dogma. Da, asta am spus, da, asta am zis. Strada Crizantemelor, la drum comunal 178, Cernan Paulina, până la Biserica de Ordinești. Strada Crinilor, de la DC 178 de Ordinești, până la Ardinez Dumitru și Cernan Tronica, la Tantirovica. Frezilor, strada Frezilor, de la drum comunal 178, Moise Constanțe și Munteanu Constantin, până la Lăcătușul Dionis și Timur Nicolae, la Brunis. Da, pe Iulisă. Da, da. El dacă era, strada Ghioceilor, de la drum comunal 178, Vârlan Maria și Vârlan Adriana, până la hotar comuna Măgirești, la Frăjescu Iorgu Ion și Cosma Dănu. Jos. Da, așa. Strada Gladiolei, de la Macadan Gheorghe și Martina Anica, până la Scorțanul Nicolae și Vârlan Dumitru. Deci... Da, Nicolae Scorțanul. Da. Strada Margaretelor, de la drum comunal 178, Munteanu Sorin și Munteanu Costaică, până la Munteanu Dumitru și Munteanu Ion. La Florin Munteanu, la... La Munteanu, cum să... Dorina zis... Da, așa, Dorina. Dorina. Dar o așa da, nu. Margaretelor.
Hai să tot hai la serviciu. Da, da, care dorește, ce? Da, bine, că vedem ce spune și Consiliul Județean. E aprobat. Da, da, după aia, da. Strada Macilor, de la drum comunal 178, Fărsei Ion și Mare și Elena, până la Orlan Dumitru și Pavel Elena. Strada Salcii, de la drum comunal 178, Bobeică Maria de Fum și Sărăcuțul Vasile, până la Cernat Nicolae și Suțuianu Dănuț. Strada Toporașilor, de la Nedel cu Vasile și Moise Ion, până la Nuțul Mei Mihai și Barna Constantin, din Udence. Da. Strada la Trandafirilor, de la drum comunal 2G, Sărăcuțul Vasile și Ciobanașul Constantin, până la Barna Valentin și Sărăcuțul Teofil. Strada Violetelor, de la drum comunal 178, Ciubotarul Mihalea, până la Ciubotarul Maria. E uliță așa, de Ciubotare. Da, da, da. Strada Zambilelor, de la Muteanu Ion și Preanghe Ion, până la Diaconul Vei Ion și Zătarul Toată. Strada Zorelelor, de la drum județean 117A, până la limita comunei cu Jor, drum comunal 183B. Ăsta nu are case, dar asta e. Poate se vor face de acum. Da, să facem puzuri și să vă facem locuințe, da. Rămâne... Da, ar trebui rămas de pe stradă. Deci, în mare avem o singură modificare, da? Care mărnește. Da, da, rog discuții da. Și propuneri. Domnul, da, foarte bine ideea și eu am făcut ideea asta, chiar felicit. În primul rând pentru doamna de la post. Totdeauna se încurcă plicuri de să avem atâția de Iundeanu, de Adam, păi de Moise, dar ești. Și ești. Acum cred că se clarifică. Da, asta e o idee foarte bună. Domnul, apreciez foarte tare. Apreciez să apară în buletin, da, da, da. Dar o să mai doresc, dar ce să mai mergem tot pe nomenclatorul vechi până... Apreciez foarte tare, da, ce ați făcut. Acum intre comunitățile. Una de parte, și-am adică comunitățile. Păi nu, trebuia o treime sau... Mai multe mai multe. Mai sunt două treime de lucrare. Cu banii de pensii, sunt multe, multe chestiuni care sunt. Apreciez foarte tare problemele care le-ați prezentat. Da, e corect. Mulțumesc mult. Da. Mulțumesc mult. La revedere. N-ar fi rău să poată azi niște fori acolo. Da. Stăm așa. De fiecare... Da, putem străzi. Proiectul de hotărâre privind stabilirea și achitarea cotizației în sumă de 10.000 lei către Societatea Account Montana Berești Flow. Aviz comisiei de lupte, doamna Nică Gabriela, președinta Comisiei de Spectator, prezintă avizul comisiilor reunite. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Dau cuvântul domnului secretar. Vă spun de lucru, noi suntem membri în grupul de acțiune locală Valea Caslăului, așa că trebuie să aprobăm taxa care este anuală, cea de 10.000 de lei. Probabil că dacă Dumnezeu și finalizăm și cu insolvență, o să avem posibilitatea să accesăm și noi ceva pe grupul de acțiune locală. Nu care ceva. Atât. Dacă doriți cineva să ia cuvântul, vă rog. Mulțumim domnul secretar, în primul rând. Domnul Rusu. Da, apreciez. Da, la punctul 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea și achitarea. Noi am mai discutat problema respectivă, dar nu e la prima dată, practic, o poșană. Da, sunt de acord cu ce a prezentat domnul secretar. Da, mulțumim domnul Rusu. Dacă mai doriți cineva să ia cuvântul, domnul Popa. Da, sunt de acord cu asta de 10.000 de lei pentru Galul Urbus Montana, suntem membri, dar ar fi fost foarte bine să și accesăm fonduri. Dacă tot dăm banii ăștia, sunt 10.100 de milioane de lei. Câți bani dăm, nenorocirea că suntem încă în insolvență și nu putem beneficia de acele fonduri europene. Cât de curând. Cred că instanța va da hotărâri favorabile și vom ieși din starea de insolvență. Da. Știu, da. De vită, vorbim asta așteptăm și noi, să accesăm ceva, un proiect ceva pe da. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Popa. Dacă mai trebuie cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind însușirea raportului elaborat de
primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ardeoani pe anul 2017, activitatea administrației publice de stare în anul 2017, precum și obiectivele propuse pentru anul 2018. Aviz Comisiei Reunite, domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă aviz Comisiei Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul Macadam. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta raportul. Domnul primar, aveți cuvântul. 17. Privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Ardeoani. Potrivit legii 215/2001, articolul 63 litera, privind administrația publică locală, vă prezint raportul primarului pe anul 2017. Am să încep cu o veste nu tocmai bună, și anume aceea că nici până la finele anului 2017 nu a reușit să scăpăm de insolvență. Cu speranța că până la sfârșitul trimestrului, primului trimestru al anului 2018, data la care instanța deja s-a pronunțat și vor fi scoși din insolvență, vă informez că am făcut și fac tot ce depinde de mine să rezolvăm toate obligațiile impuse de lege și să începem o nouă etapă de dezvoltare a Comunei Ardeoani. La data când vă prezint raportul, vă informez că instanța s-a pronunțat favorabil, urmând ca în cel mai scurt timp să primim hotărârea pentru încheierea procedurii de insolvență. Și să continuăm cu veștile bune, vreau să vă informez că am rezolvat una din cele mai importante probleme la care păream că nu vom mai găsi rezolvare. Iată că la data de 28.02.2018 am semnat cu Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare în valoare de 3.489.582 de lei pentru finalizarea lucrărilor la podul Leontenești. Odată semnat contractul, am demarat procedura de achiziție. Mă văd obligat să vă informez despre o serie de probleme, nu tocmai plăcute, dar care au produs efecte negative de imagine în funcționarea OTA Ardeoani. Voi începe cu câteva exemple, de rândul consilierilor locali, care prin atitudinea lor față de respectarea legii, prezintă un exemplu negativ și, de ce nu, zic eu, desfilarea cetățenilor. De exemplu, domnul consilier Popa Cornel, care pe parcursul anilor, în loc să-și achite datoriile fiscale, potrivit evidențelor noastre, a făcut asta parțial, aducând prejudiciu bugetului local și producând reacții dure din partea cetățenilor, care au afirmat că dacă și consilierul local fac așa, e de ce ar face altfel. Un alt exemplu este domnul consilier Cerbu Gheorghe, care a extins un balcon fără autorizațiile legale, în felul acesta punând în pericol siguranța cetățenilor care frecventează sediul Poștei Române, ba mai mult atunci când instanța a emis o hotărâre de desființare a acesteia, refuză, motivând că mai are și alte căi de atac, neînțelegând că această hotărâre a fost emisă și pentru a nu pune în pericol viața cetățenilor, existând pericolul prăbușirii, întrucât a fost făcut fără un studiu de specialitate, într-un cuvânt artizanal. Și în acest caz, reacția cetățenilor, cum e și firesc, a apărut, taxându-ne ca fiind părtenitor și incompetenți. Vă informez că și în rândul funcționarilor din aparatul de specialitate al primarului există persoane care produc efecte negative în activitatea OAT și care nici până la această dată nu au înțeles că trebuie să acționeze, să funcționeze ca o instituție de tip european. De exemplu, consilierul asistent Rusu Laura, în aparatul de specialitate al primarului, în numeroase rânduri, din neglijență, lipsă de profesionalism sau altceva, a întârziat și a întocmit greșit anumite documente, în felul acesta, întârziind aprobarea proiectelor și semnarea contractelor de investiții, ba mai mult existând și pericolul pierderii acestora. Un alt exemplu este consilierul superior Moraru Maricica în aparatul de specialitate a primarului, care prin atitudinea potrivnică față de primar și cetățenii comunei noastre, a îndrăznit să încaseze după bunul plac obligațiile financiare de la anumiți cetățeni, printre care și consilier local, în felul acesta a avut prejudiciu bugetului local și zic eu, că fapta poate fi considerată fără teama de a greși drept infracțiune. Am spus toate aceste lucruri în speranța că cei vizați vor înțelege că și noi, cei din Ardeoani, trăim o altă etapă și că suntem cetățeni europeni. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint o serie de obiective realizate în anul 2017, mare parte din ele cunoscute de dumneavoastră, motivat de faptul că ați fost factori activi la îndeplinirea acestora și pentru asta vă mulțumesc. Amenajarea șanțuri din prefabricate în satul Ardeoan, de la Dospinescu Costin la Barna Valerică, pe o lungime de 1900 de metri linear, și repoziționarea podețelor pentru accesul la locuințe. Amenajarea șanțuri din prefabricate în satul Leontenești, de la podul
Tazlou, Sărac, la podul Dianca, pe o lungime de 700 de metri lineare. Amenajare șanțul cu rigole carosabile și 4 cămine colectare, de la Munteanul Nicolae la Munteanul Dumitru Leontenești. Amenajare șanț din beton, cămin de colectare și montat tub diametru 800 de mm, de la Aflare Dumitru la Olarul Costache, Ardeoani. Refăcut podul Bănășoaia, distrus de viituri, montat două tuburi pe 1000 mm. Amenajat 24 de pădețe din țeavă corodată Ardeoani și Leontenești pentru acces la gospodării. Decolmatare, rigole, șanturi și canale Ardeoani și Leontenești. Întreținere drumuri locale prin lucrări de balastrare. Reparații dușumea pod Leontenești. S-a depus la MDRAP proiectul pentru reconstrucția podului Leontenești și proiectul pentru asfaltarea drumurilor locale în Ardeoani. Refăcut apărare mare distrusă de viituri în zona Bejinărești. Reparații și consolidare pod din beton în punctul Peștău, Vasile. Lucrări de scarificare, reprofilare și compactare drumuri locale DCL 176 Ardeoani și DCL 178 Leontenești. Toaletat arbori pe toate drumurile locale și ulițele adiacente. Întreținere lumina stradal și alte lucrări de interes local. După cum bine știți, în cursul anului 2017 au fost adoptate un număr de două hotărâri de consiliu pentru care am obținut scoaterea din circuitul școlar a grădiniței Ardeoani și transferarea acestea la Consiliul Local Ardeoani. Ulterior, fiind predată cu titlu gratuit Asociației Aqualism Oinești în vederea implementării unui proiect de tip After School. În luna martie 2018 am eliberat certificatul de urbanist pentru demararea procedurii. Mulțumesc faptul că realizarea acestor obiective s-a făcut cu efortul bugetar și resurse minime, motivat de aceleași cauze și anume lipsa distribuirii obiective și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe motive cunoscute și de dumneavoastră. Chiar și pentru puținele realizări, mă declar mulțumit și țin să vă mulțumesc. În anul 2017, un aspect important pentru primăria Ardeoani a fost monitorizarea și asigurarea condițiilor de mediu pe teritoriul comunei și vă informez în acest sens că societatea Rompresc, care colectează și transportă gunoi menajer, desfășoară activitatea conform contractului încheiat cu ADIS Bacău. Pentru asigurarea și ocrutirea sănătății cetățenilor, am asigurat funcționarea cabinetului medical din comună, organizat conform Ordonanța Guvernului numărul 124/98, condus de medicul de familie Georgescu Olga, care împreună cu cele două cadre medicale în subordine a făcut posibilă prevenirea și intervenția rapidă și profesionistă atunci când situația a impus. Iar la această dată putem spune că în anul 2017 nu am avut probleme de sănătate care se pun în pericol cetățenii comunei. Referitor la activitatea medicală, vă informez că potrivit statisticilor în cadrul cabinetului medical sunt înscriși un număr de 1829 pacienți, din care copii 0-3 ani 101, adulți 4-59 de ani 1093, peste 60 de ani 560. Execuția bugetară pe anul 2017 se prezintă altfel. Din planul de 4.417.270 lei s-a realizat 4.085.256 lei. Din aceste venituri fac parte impozitele și taxele locale, sume defalcate din impozitul pe venit, subvenție de la bugetul de stat. Venitul propriu, plan 1.301.180, realizat 1.277.432. Sume defalcate din TVA, plan 1.778, realizat 1.727.247. Subvenții plan 106.160, realizat 1.910. Total venitul plan 3.185.340, realizat 3.006.589. Și aici avem o serie de probleme, în sensul că nu toți contribuabili își achită obligațiile financiare față de OAT, fiind nevoit să intervenim pentru recuperarea legală a datoriilor. Comuna Ardeoani are suprafață de 2.148 hectare, din care teren arabil 1.324 hectare, finețe 306, pășun 511, islas 56.4, livez 3, Numărul de animale la nivelul comunei Ardeoani este de 439 capete bovine, 280 capete porcine, 2200 ovine, 140 cabaline, 700 capete, 2000 păsări, 80 familii albine. Cu speranța că în anul 2018 va fi un an mai bun, vă rog și rog întregul aparat de specialitate să acționeze cu profesionalism, să ne sprijinim reciproc în vederea realizării obiectivelor propuse pentru anul 2011, după cum urmează. Redepunerea proiectului la MDRAB în ceea ce privește asfaltarea drumurilor locale, proiect depus în 2017 și respins motivând lipsa fondurilor. Studii de fezabilitate pentru sistemul de canalizare stației de depurare în comuna Ardeoani, amenajare șanțuri prefabricate din beton de la Balan Nicolae la Pasca în Sorin, alte proiecte propuse și aprobate de Consiliul Local.
Se pare că anul 2018 are semne bune și împreună sper să putem duce la îndeplinire cu succes obiectivele propuse în programul de dezvoltare. Vă mulțumesc, stimați colegi, și vă asigur de toată considerația mea. Da, mulțumim domnului primar. Dacă doriți și vă să ia cuvântul, primarul la materialul prezentat. Dacă v-am ascultat cu atenție, domnului primar, țin să felicit realizările în primul rând. Multe vor fi și mai bine, dar situația care am avut-o cred și financiară și atâta ne-a permis. Bine că am reușit să finalizăm fondul ăsta, că părea ca un blestem, așa cum a pe capul nostru. Dă Dumnezeu și vom tăia pandica cât de curând. În ceea ce privește apostrofarea către noi, consilierii și ceilalți din aparatul de specialitatea domnului primar, urât, sper să nu mai aveți posibilitatea să faceți așa ceva. Dacă noi ne dăm exemplu ca consilieri și noi plătim dările către stat care le avem, automat nu putem să strângem fonduri de la cetățeni, pentru că poți să arate cu degetul spre noi. Voi îl plătiți și cereți de la noi. Da. Trebuie să dăm un exemplu, în primul rând. Și eu am avut amenzi de circulație, m-am dus bine, am plătit, fiecare conducem, fiecare avem impozite la casă, la mașină, la, nu știu, trebuie să le plătim, terenul, trebuie să ne plătim și să fim la zero. Că suntem cetățeni în comuna asta, trebuie să plătim taxele care avem de plătit. Mi se par mari, mici, astea le avem, aici le trăim. Suntem o societate. Și trebuie să ne comportăm ca atare. Care e mulțumesc frumos. Da, vă mulțumesc. Domnul Rusu, foarte mult. Practic, eu raport aproape de activitatea lui domnul primar pe anul 2017, dacă nu mă înșel. Ați prezentat absolut toate. Chiar eu am participat la multe din recepțiile care s-au, făcut. Le-am aici în față. Plus de asta, ne-ați dus pe fiecare din noi care am vrut să meargă, care nu vrut să meargă, care nu și care a putut să meargă, la realizările și la cele arătate pe teren, faptice, faptice, deci, de fapte, nu altceva. În primar, eu n-am decât cu metri de la oră asupra modului cum vă organizați problemele în primărie, în modul cum vă desfășurați activitatea. Aici, în primărie, în față de ceilalți care sunt direct subordonați dumneavoastră din primărie, dar și dânsii, cum spunea antevorbitorul meu, trebuie să fie exemplu. Și nu se admite nicio derogare, pentru niște probleme care le are stipulate în, cum spune, în fișa postului, cei care sunt, care ați de aminte dumneavoastră acolo în raport. Problema este așa. Nu știu, mi-a trecut și eu. Și eu am avut amenzi și eu am avut, cum se cheamă. Probabil că aveți vreun motiv anume pentru așa și la domnul Cornel și domnul... Ca domnul Cornel. Nu, vorba de bar, nu am achitat. Am înțeles, nu. Eu am zis altceva. Noi care suntem aici trebuie să fim exemple. Exemple de urmat. Exemple care vorba aia... Nu trebuie să fim arătați cu degetul, să nu știu că nu. Absolut. Nu știu nicio problemă. Iar cealaltă problemă, mă bucur foarte tare că, după câte am înțeles analiza care ți-a spus-o acolo, a pus cât de curând comisii de insolvență. Asta presupune un lucru extraordinar de mult, extraordinar de bine, că vom fi și noi, cum să spunem, aproape în rând cu lumea, cu ceilalți care sunt. Cum a fost mai înainte. Deci, încă o dată, apreciez și felicitările pentru tot ce s-a realizat de anul 2017 și în anul trecut și așa mai departe, a domnului primar. Mulțumesc foarte mult, doar atât am avut de spus. Da, mulțumesc, trebuie să iau și eu cuvântul, pentru că, într-adevăr, am fost și eu organizat acolo. Fiind consilier și cadrul consiliului local și cetățean al comunului Argonani, într-adevăr, deci că activitatea mea, deci că din 2004, în funcție de consilier și cu perioada de viceprimar, cred că m-am așa o contribuție însemnată perioada Comunei Ardoani.
Într-adevăr, poate am făcut și greșeli, poate am făcut și fapte bune. În ceea ce privește achitarea sumelor pe care s-au invocat, domnul Rusu, vă informez că nu sunt cel care am datorii. În momentul când au rămas o hotărâre definitivă și irevocabilă sau și trebuia să achit din 150 de milioane de amendă pentru extinderea de balcon și recompartimentare, cum s-a stabilit, deci m-am conformat, am venit, format la 50 de milioane, am făcut o cerere la domnul primar și am achitat prim de 10 milioane, după care 5 milioane în fiecare lună ca să fie la zi. Deci dacă mi-au creat pe salar, era tot aceeași chestie. Așa am convenit cu comuna Cozume, dau un rat, deci cu banii în mână și dai cu danse de bine. În ceea ce privește construcția acelui balcon, extinderea acelui balcon, na, ce să zic, asta e. Sunt fapte scrise și descrise și trebuie să le citim și pe trei rânduri și să fim atenți întotdeauna ceea ce facem. Toți vorbitorii, antivorbitorii mei, au fost foarte obiectivi și într-adevăr așa este. M-am frit, am luat o țeapă, nu e nicio problemă. La ședința următoare, vă promit consilierilor și domn primar, domnul vice, domnul secretar, aparatul din cadrul primării, că am făcut într-adevăr demersuri, deci am adus un specialist, am făcut, încerc să fac un proiect, dacă într-adevăr legea o să-mi permită sau, mă rog, înțelegerea care va fi între mine ca cetățean, în primul rând, deci locuința aia noi nu au cerul Consiliului, este al familiei și primăria comunei, vreau să mă pun în legalitate. Dacă nu, niciodată nu. Nu o să fiu ăla încăpățânat în care să mă apuc să fac grevi, mă apuc să fac defăimări, interviuri pe la posturile de televiziune sau ziare. Nu. Deocamdată mi-am văzut de treaba mea. Consider că, totuși, ce am greșit, unde nu a trebuit, plătesc și toți vom plăti la rândul nostru. Am avut, într-adevăr, din tâmpinat, foarte multe greutăți. Deci chiar executorul judecătoresc, fără să aibă competența să-mi sigileze o mașină în fața blocului, domnul secretar a fost marcă, poliția locală a fost, poliția a fost și ea la fața locului, deci mi-a sigilat o mașină în care s-a stabilit după aia instanța de judecată că domnul Bindileu, executorul judecătoresc, nu avea competență și mi-a dat banii înapoi și a durat o grămadă de procese. Iar nu pot să dau bani înainte până nu se termină fiecare orice proces. Deci fiecare până la rămâne definitivă o hotărâre și irevocabilă și într-adevăr ești sancționat, într-adevăr, faci închisoare 2 ani de zile, deci o stabilit, atunci faci închisoare. Deocamdată prezentul de adenul nevoție și mi-am pus-o până la capăt. Da. În ceea ce privește achitările către bugetul local, deci fiecare o să le achite, nu știu situația lui domnul Popa, consilier cu noi, dar bănuiesc că nu este singurul cetățean din comun care are datorii, sunt, mai sunt și alții. Nu situația este foarte... Nu o am. Nu ai dar să vă dau cuvânt. Am fost în dialog. Nu. O să vedem. Deci sunt situații în comună foarte grele, sunt situații în țară foarte grele, nu sunt locuri de muncă și oamenii nu au bani. Nu mă refer la domnul Popa, mă refer în general. Deci nu sunt bani. Să nu ne gândim că dacă facem o analiză asupra situației comune Ardeon, o facem la noi că avem salariile și noi avem posturi și nu avem pensiile sau avem nu știu ce. Sunt oameni care sunt deci neputincioși. Ei, și dacă s-ar face o analiză să vadă pe fiecare stradă, așa cum prezenta luminița, băi, cine-i? Tante Maria și Nea Vasile, din ce trăiesc? Din 23. Surceri. Ăla are servici, n-are servici, are 3 copii și 4 copii. Să facem o analiză și o statistică, să vedeți că suntem foarte, foarte departe. Dar nu e problema comunii. E problema guvernanților, problema celor care fac legi și problema că nu sunt locuri de muncă. Cu asta închei și vă mulțumesc. La ședința următoare să vă prezint un material cu ceea ce înseamnă greșelile care am făcut și la locuința în care am făcut extinderea de parcul. Vă mulțumesc. Domnul... Am ascultat cele prezentate de domnul primar și mi bucură cele prezentate de acolo, din zonă, și am văzut la câteva insulbețe. Mă bucur treaba cu podul și aș vrea să aduc în discuție dacă cu hotărârii a noastră aici, a domnului primar și a domnului vice, noi băieții ăștia care nu au capăt de treabă. Eu mă oblig în primăvara asta să facem curățenii pe acolo, avem tractorul aici, eu nu, eu am mărit în viața mea și pixul și lopata.
Și mă duc cu ei care n-au toată ziua asta. Dar care să ia, mă scuzați. Care, da, nu le facem adrese, domne. Ei sunt așa. Ei sunt debitori aici. Domnul, nu, credeam că vă referiți la cineva anume. Nu. Dar le facem pe adresă frumoasă. Și ne-a păstit că vă l-am fiind de acolo. Mergem cu tractorul cu ei dinpreună. Că i-am mai făcut toată, știți odată. Că i-am mai făcut toată. Așa. Ei stau toată ziua și nu fac nimic, și zice, știi care-i treaba? Le-am mai povestit la câțiva. Măi, fraților, asta nu-i de la domnul primar, nu-i de la... E hotărâre de guvern. Așa? Și am spus, domnule, știi care-i treaba? Odată trebuie să dai niște bani, știi să putem să iei. Ia unul, 40 de milioane, 50 de milioane, așa? Vorbesc vechi, nu vorbesc, așa? Da, bineînțeles se vor transforma în anumite... Dar nu știu dacă nu-i bun. Eu sunt convins că ei n-au, exact ce a spus domnul. Zice, domnule, zice, ei n-au. Așa este, nu au. Așa este, nu e. Domnule, dar tu care ești capabil de muncă la 38, 39, 40 de ani și tu faci absolut nimic, ia ai cu mine acolo, stai și pe o zi la lopată, că nu poate. Și o să mai scadă și mai liși la două bani și mai... Păi nu se poate așa. Îi lăsăm așa, dar când facem niște invitații, ei zice, bă, da, mergem așa. De asta noi suntem în decrim. Cu asta, cu... probleme de, să zic eu așa, de colectarea a impozitelor. Cam atât am avut să vă mulțumesc. Da, vă mulțumim, dacă domnul Copa. Sunt consilier de aproape 10 ani, în Consiliul Consiliului Local Ardelean, și de fiecare dată la început de an, asistăm toți la prezentarea raportului primarului, raport de activitate. Și am constatat că în fiecare an se spune că asfaltăm drumurile comunale, facem porturile ordenești. De 10 ani ascultăm acele lucruri și nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Anul ăsta avem, s-a făcut finanțarea, s-a venit bani prin PNDL pentru port de jur de 3 milioane de lei, bani care au venit din guvernul PSD, de altfel criticat nenumărate rânduri de primarul comunei, chiar de cât ori dânși au dat bani și o să amers și pot la Leontenești. Despre asfalt, deci, discutăm în fiecare an, dar nu se face. Se pune în schimb piatră. Asfalt, pietru în drumul de... Mi-aduc aminte, toți primarii după Revoluție au pus piatră pe drum. Niciodată, acum s-a pus cel mai mult, dar a pus domnul Dorung, a pus piatră. Domnul Pască, primarul, a pus piatră pe drum. Domnul Valentin a pus piatră. Acum, domnule, acum a pus piatră atât de mult încât nu mai permite nici drumul atâta piatră. S-au dus utilaje mari, de mare capacitate, s-au scarificat, s-au compactat, au crăpat perețile caselor, iar drumurile, la prima ploaie, sunt găuri. Și de ce să nu mai permite piatra, atât de multă piatră cât se face găuri. Nu mai permite. Deci trebuie asfalt cu orice preț. Și sperăm că se va face într-un final. Sperăm. Nu s-a vorbit despre drumul comunal de la Băneșoaia, Tărâța Veche. Deci am spus în nenumărate rânduri în ședință să-l petruim, să facem ceva cu el. Este dezastru. Niciodată nu s-a intervenit pe drumul acesta. Toți care au fost primari au făcut alte drumuri, mai puțin asta. Mi-aș dori că ar fi necesar să petruim. Deoarece dacă petruim, să ridic un pic nivelul drumului și apa, chiar dacă nu avem bani cu șanturi sau apa să duce pe iarbă. E simplu, nici nu trebuie. E evident, trebuie pus bala asta. Da. Și fiindcă am fost dat ca exemplu negativ de domnul primar, că aș avea datorii neachitate. Nu știu la ce se referă dumnealui. Eu, ca și persoană fizică, am datorii neachitate la zi. Am certificat fiscal, am spus că chiar m-a trebuit. Și avem aici, aproape specialitate. Poți să mergeți acum să scoate certificat fiscal, să vedeți pompa greu, dar ce datorie are? La societate, a fost cu 2 ani în urmă, a fost o problemă care a fost tot din Consiliul Local, o greșeală de o taxă de autorizație de funcționare a unui bar, de 8.000 de lei, 8.000 și ceva, care a fost o operație. Ne-am dat seama că este greșeală, dar eu trebuie să plătesc acea amendă. Am dat în instanță și s-a judecat, am o hotărâre definitivă, din care a rezultat că nu trebuie să plătesc acea taxă și la societate, ca și la persoană fizică, deci am certificat fiscal cu datorii la zi, domnule, pe zero, domnul Rusu, ca să știți și noastră, ca să comentați despre mine. E vorba de 2017, nu e vorba de la unul ăsta. Deci,
Și eu am poze de acces, să știți și dumneavoastră, ca și persoane fizică, eu plătesc în jur de 4.000 de lei. Vorbim cu acte, pe domnul certificat fiscal de la primărie și vede. Deocamdată președinte de ședință. Asta se termină omul, după aia vreau să domnul meu, dar nu s-a referit la mine. Ați discutat că dați luat cuvântul, ați vorbit despre mine. Nu mi-a achit datoriile. Deci am achitat de datoriile la zi. Tu consilier. Sunt unul. Păi nu consilier, hai să vorbim. Stai, lucrurile de președinte de ședință. Vă supărați. Ca să-i vorbim toți. Suntem în primărie, putem să mergem la un certificat fiscal acum. Spune domnul meu. Se pare verificate, nu vorbe. De altfel, veni vorba de vorbe. Mi-aduc aminte de slogan al domnului primar în campanie, faptele vorbesc. Faptele. Păi mi-am dat seama că tot vorbele au fost. Faptele mai puține. Și aici mă refer la asfaltarea drumului. Despre asta vorbesc. Da. Îi mulțumesc. Deci dacă să vreți la ședința următoare, vă aduc certificat fiscal și pe societate și persoane fizice să demonstrez că nu am nicio datorie la Consiliul Local. Ardeva. Cum? Mulțumim, domnul. Ca să luăm cu, dacă îmi permiteți, ca să luăm cu referitor la drumurile comunale. Știți destul de bine cum arătau drumurile în Comuna Ardeal și nu are rost să mai... Am vorbit de drumul ăsta, nu nici am întrerupt. Deci nu v-am întrerupt, vă rog frumos. Da, bine. Deci știți destul de bine cum arătau și cum arată drumurile. După fiecare iar, normal, că apar acele grote. Vina că nu avem asfalt nu este nici a primarului, nici a vicelui, nici a dumneavoastră a Consiliului Local. Vina este din cauză, nu v-am întrerupt, domnul consilier, da? Nu v-am zis nimic. Dar lăsați-mă dacă vreți să vă explic, dacă nu... Lăsați-mă, primar, domnul consilier, din 2012... Cine se facă la sfară? Din 2012, primăria a avut conturile blocate. Din cauza construcției școlii. Știți destul de bine. Din 2014, Comuna Ardioan este în insolvență. Și eu cred că s-au făcut destul de treburi bune. Chiar în perioada insolvenței. Iar referitor la datoric și ce vorbeam, știți destul de bine cum ați achitat datoriile în anii precedenți, iar ceea ce este jenant și ce este deranjant, dumneavoastră ați încheiat un număr de aproximativ 200 de contracte de arendă cu acte adiționale și ați achitat în jur de 42. Nu vă permite nimeni, indiferent eu dacă sunt primar și am descos un certificat fiscal sau am descos o adeverință, plătesc acei 5 lei sau cât costă. Deci, domnul, dar nu trebuia să fac eu cercetări, nu trebuia să pun secretarul să verifice. Deci e vorba de 142 de contracte și acte adiționale. Dumneavoastră încheiați aceste contracte și acte adiționale, beneficiați de pământ, luați, mă rog, utilaje ce luați pe fonduri europene. Deci pe baza la acest teren, pe baza la aceste contracte de arendare. Deci fiți corect și plătiți așa cum a spus și domnul Sandu și domnul consilier Rusu. Dacă noi nu dăm dovadă că suntem buni creștini și buni platnici la bugetul local, atunci ce pretenție să mai am la alți cetățeni care și doamna acela știți destul de bine cum ați lucrat cu dumneai și de asta i-am și luat xeroxul și am fost acum așa luat ca drept dovadă, să vedeți, în 2018, până la ora actuală, avem 570 de lei, deci 5.700.000 de copii xerox, iar anul trecut, la aceeași dată, 1.240.000. Deci niciun sfert nu a încasat doamna acela. Și am vorbit, am zis că raportul primarului, fiind și cei de la televiziune, am zis că spălăm rufele aici. Dar se vor afla mai multe dacă... Iar doamna Rusu Laura, nu pomenesc de nebun, doamna Rusu Laura, din cauza dumneei, ne-a respins două proceduri pentru canalizare, pentru ridicările topul la canalizare, acum trebuie să ne judecăm, să ne rejudecăm pentru incompetența dumneei. Vis-a-vis de semnarea contractului pe PNDL. Trebuia să semnez contractul între Crăciun și anul nou. Din cauza incompetenței, că nu a fost în stare să fac o anexă, m-am rugat de dumneavoastră să ați venit dimineața la ora 8 și am făcut acea hotărâre de Consiliu. Pe 20 și... cât a fost? Pe 21 decembrie. M-am dus, am depus în aceea zi documentația. Întocmită, noi ne-am sacrificat, am venit, am făcut. Deci tot prost. O completat
anexa respectivă. Am ajuns la București și a trebuit să mă rog de la cei de la minister să-mi permită să modific și semnez și să... Și... Deci astea sunt lucrurile. Iar ce încercați dumneavoastră? Iar vis-a-vis de balcon, domnul Cernu. Iar vis-a-vis de balcon. V-am spus de atâta timp. S-a făcut greșeala care s-a făcut-o. Da? Bun. Dacă s-a făcut așa, acea greșeală, s-a construit, ați plătit. Ce ați făcut? E problema dumneavoastră. Este un real pericol, îmi spune foarte multă lume. Care trece la deal, vedeți acei stâlpi, așa, Doamne ferește, de un, de un cutremur. Ascult, nu v-am întrebat. Deci, Doamne ferește, de un cutremur. Doamne ferește. Sunt destui. Deci, Doamne ferește, de un cutremur. Acel balcon este construit. Cum este construit? Nu ați fost de acord. Este... N-am fost de acord. De aceea spun dumneavoastră, spuneți dumneavoastră, că ce cu luminița, cu urbanismul, cu... Scoateți, faceți... De ce ajungi la asta? Nu trebuie. Nu vreau. Domnul Cerbiu, nu mă cert. Domnul Cerbiu, eu nu mă cert în ședința de consiliu. Vă întreb cuvântul. La revedere. Mulțumim. Dacă mai doriți cineva să ai... Nu întrerup dumneata, mi-am omenat. Nu întrerup cuvântul. Hai să fim serios. Hai să fim responsabili. Este responsabil. Este ședință de Consiliu Local. Este ședință de Consiliu Local. Să fiți obrați. Eu dacă sunteți președinte. M-ați frecat așa cum ați vrut dumneavoastră și am zis că o realizez. Vă rog legalitate. Nu-i pune ce așa. Vă rog frumos, vorbiți și de exact. Lăsați-o dracu. Vă rog frumos, vă rog fără injurii. Aici e ședință. Dar vă nu ședință, aici e un fel de... Haideți că e care ce nu cum domnul președinte. Da, mulțumesc. Încerc cu să vă știți să încerc. Vreau să mai facem și noi. Păi dacă chiar așa, deci, bun, am zis și alta face. Titele, niciodată n-am zis da și după aia m-am zis nu. Înțeles, vreau să vorbesc și eu. Sunt un om de cuvânt. Da, un rog frumos. Încerc scuze în fața tuturor consilierilor. Pentru că, într-adevăr, e în joc familia mea și de asta. Deci, constat că se caută nod în vapor în continuare. Deci, în loc să căutăm soluții, căutăm nod în vapor. Domnul Popa, spuneți că cu pietruitul ăsta trebuie pietruit sau nu? Deci, dacă punem piatră, nu-i bun, că e prea mult. Dacă nu punem, iar nu-i bun, că... Domnul, deci am fost destul de explicit. Vorbeam de arterele principale ale drumului Ardeoan și Leon Demir. Da, eu s-a pus piatră și drumul de aia. Vreți să spuneți că nu s-a făcut lucrare în calitate? S-a pus prea multă piatră. Vrem asfalt, domnule. Vrem asfalt. Să-mi explici toate comunii din zonul ăsta de asfalt. Și nu vrea asfalt. Păi dacă nu aveți putință... Păi cum să avem putință dacă... Insolvența, 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 domnul Popa, se datorează școlii? Păi cine a dus comuna de insolvență, domnul Mici? Cine a dus comuna de insolvență? Eu? Sau... Dar s-a realizat un lucru extraordinar, domnul Popa. Ce-a mai făcut așa școlii în județ? A dus-o primarul? S-a realizat, dar... Nu, comuna de insolvență a dus-o primarul? Poate. Nu, domnul, noi n-am dus-o. Domnul consilier, da. Aveți 10 ani de mandat. Da. Deci construcția școlii la Ardeoan s-a făcut în baza hotărârii de guvern 1426 din octombrie 2006. S-a demarat lucrările în 2009, motivat de faptul că statutul juridic al terenului nu a fost ok. Da? Odată clarificat statutul juridic al terenului, a venit acea nepastă de criză peste întreaga Românie în 2009 și 2010. Știți lucrul ăsta, da? S-a construit școală, n-a făcut școala. Nu devine nici eu primarul Victor Diaconu, nici dumneavoastră consilier. Deci guvernul României, indiferent cum s-a chemat Tăriceanu, Boc, Ionescu, Georgescu, Popescu, a fost dator să achite contravaloarea acelor situații de lucrări, motivat de faptul că și-a asumat construcția acelei școli. Că tot bate moneda, că nu se face. Ba, s-a făcut prea mult, vă spun. În condițiile în care noi suntem în insolvență, nu avem drumuri impracticabile, nu avem case blocate. Am dezăpezit. Cum o nins? Am intrat cu utilajul la dezăpezire. Când mai trebuie un 4-5 km de asfalt și canalizarea, asta e situația. O să ieșim din insolvență și dacă ieșim din insolvență, o să găsim soluții. Iar dacă am semnat contractul de finanțare la pod, cu toate piedicile care mi-au fost puse, deci nu vreau să vorbesc mai mult, am reușit, sunt primari PSD care n-au reușit semnarea contractului. Da? Iar eu am reușit. Dacă am reușit semnarea contractului pe PNDL, pentru podul Leontenești, deci a fost umblătură. Și știți destul de bine lucrul ăsta. Trebuie să fim mărești, da? Îmi se pare bun să fim. Păi da, haideți să nu ducem în revizor și să
se tot spune că nu avem asfalt. Nu avem asfalt, știți voi. Domnul consilier, avem 6 ani că suntem blocați. Și nu suntem blocați din motivele primarului sau a consiliului local. Nu! Suntem blocați că comuna este în insolvență. Da. Și acum să sperăm că nu-și mai bagă cineva coada să mai facă vreun recurs sau altceva, că doar asta a mai rămas. 15 decembrie 2014, da? De atunci s-au achitat. Că am stat până acum în insolvență, nu sunt nici președinte de tribunal, nu sunt nici procuror, judecător. Eu nu am făcut decât să mă supun legilor și acelor hotărâri judecătoresc. Și voi face tot ce depinde de mine ca să, pentru bunăstarea comunii. Și cred că am demonstrat și voi demonstra lucrurile astea. Da, domnul primar. Deci, ca o concluzie, vreau să vorbesc și eu, ca acum continuați. De fapt, continuați. Da, mulțumesc. Deci, ca o concluzie, legea trebuie respectată, iar obligațiile fiscale, la fel, nu sunt numai pentru mine, pentru primar, pentru fiecare cetățean al comunei Ardeoani, și trebuie să fim un exemplu. Mă mândresc să, cu realizarea, cu contractul, semnarea contractului de finanțare la Podra Leontinești, este un lucru extraordinar care s-a realizat și eu cred că se va semna contract de finanțare și pentru asfaltare. Și trebuie să avem înțelegeri, pentru că știm că starea de insolvență nu a dus-o primarul, o a dus starea de insolvență de acasă la primăria Ardeoani. Deci, acum ne mândri că avem școală frumoasă, că e cea mai frumoasă din județă, da? Avem, trebuie să suportăm și repercursiunile, asta este. Da, vis-a-vis de raport, eu zic că este un raport care reflectă realitatea, corect, întocmit, domnul primar a expus foarte bine realizările care au fost, obiectivele care le avem în vizor și sper din tot sufletul să ne putem duce la bun sfârșit. Da, mulțumesc. Mulțumesc, dar e domnul Cosmin. Da, domnul Popar, și pare bun. Referitor la ce a spus domnul primar despre insolvență, nu are nicio vină de dânsul și nici noi, dar să ne aducem aminte că în 2016, printr-o hotărâre de guvern, guvernul PSD a achitat în totalitate suma pentru școala Ardeoani, cu tot cu penalități. Care este motivul din amestirii de insolvență din 2016 până în 2018? Deoarece banii pentru școala Ardeoani au fost achitați de guvern, unde nu a fost guvern PSD. Deci s-a achitat. Spuneți motivul de ce nu ieșim din insolvență de atunci. Dar instanța... Dar nu mă întrebați pe mine, domnul. Avem administratorul judiciar. Aduceți... Mergi și la instanță. Mergi și la instanță. Întrebați și eu sunt. Eu am... Avem jurist, avem avocat, care avem contract de prestări servicii cu acest avocat și dacă vreți neapărat, o să chem la următoarea ședință, o să chem avocatul să vă explice. Eu nu sunt jurist. Dar și nu sunt știință de cauze, v-ați dus la instanță, la proces, știți, ați discutat cu ei. O să vă explice domnul avocat. Dar nu vreau să știu de deschidere. Deci o să vă explice domnul avocat. Nu sunt jurist. De ce motiv n-am ieșit din insolvență de 2 ani? Să dezi primarul comunei Ardeoani. Aveți datorie să ne explicați, să dea la masă o ședință ordinară a Consiliului Local. De ce nu ne spuneți? Care este motivul? Așa au considerat instanța. A treia. Poți să nu, că e în România, da? Dumnezeu să trăiesc la mine 10 ani. Da. Domnul Cosmin. Mulțumesc. Da, păi, da, vedeți, asta fiecare cum îi place. Cosmin. Începem ușor, ușor să facem campanie electorală. Care-i cu... a fost cu PSD, care a fost cu PNL, nu ne interesează chestia asta, ideea să ne realizăm obiectivii. Vis-a-vis de, de ce nu ieșim din insolvență? Nici domn primar, nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni nu suntem președinți de instanță. Nu suntem nici procurori, nici judecători, nici avocați, nu suntem, nu ține de noi. Nu cred că trebuie domn primar să pună ștampila pe o hârtie, gata, am ieșit din insolvență. Că dacă puteam face, face asta, eu garantez chestia asta. Și oricare dintre noi. Da? Bun. A spus domnul Popa că cu risc prea mare s-a făcut școala Ardeoani. Domnul Popa, eu am învățat în școala aia. Tatăl meu a lucrat în școala aia 40 de ani și cred că știe toată lumea. Școala aia, eu când am plecat de acolo, la un an după mine, jumătate din școală nu s-a mai învățat. Învățau, erau 200 de elevi, învățau simultan dimineața și după amiază, pentru că se dărâmau pereții. Efectiv, cădea tavanul. Tatăl meu i-a căzut un perete, i-a căzut peste mână și s-a luat mâna în perioada aia. Interesați-vă că era neontomat, Dumnezeu să-l ierte, el l-a tras de pe dărâmătorii.
Și spuneți că nu e important că s-a făcut, e riscul prea mare, s-a făcut școala asta. Păi, educația în primul rând contează într-o comunitate. Prima dată plecând de la temelii, de la educație. Dacă copiii noștri nu se educă și n-au să se educi, o să ajunge să fim niște bețivi și niște drogați și niște hoți. Și o să împunem pușcăriile cu cetățenii comunii albiani, în câțiva. Da? Deci nu există risc prea mare pentru educație, în primul rând. După vine credință, asfalt și toate cele. Primul și primul rând contează educația. Eu nu știu, vă bucurați, nu știu, de de realizările cu comună de aici. Păi, tu nu e contrarie, băi, ce ați făcut? Nu are Nu cred că a venit nimeni să zice, mă, face școală și după școală intrați în insolvență. Cosmine. Și poate era un lucru. Da, Cosmine. Nu fost de acord cu școala, s-au zis că domnule, școala nu trebuia să fie, să nu-ți facă. Nu, a fost un risc prea mare. Dar insolvența, nu asta fiind. Știu că avem grădinița de pe grădinița de pe care se dărâm. Bine, o promis, o venită, o dată urbanață, o dat și la guvernul, și la guvernul, a rămas cortile și școala o trebuie continuat și a rămas fără bani. Păi dar guvernul nu are nicio vină. E vina noastră de aici. Nu e vina noastră de aici. Pentru școală. Eu am spus-o dacă mi-aduc ce m-aminte din mult timp în urmă, de când eram eu consilier, bă, dacă bat mulțărâș și bun, vă spun pe timpul lui X. Și rămâne. Și rămâne. Ce Dumnezeu, podul ale întâlnești, primarul, știi prea bine. Eram viceprimar, cu ștampila, du-te la Bacău, du-te la secretarul. Aș vrea să fac o precizare. Ce faci? Vreți să de acum, poate nu mai e nicio dupată. Să nu mai facă numai până la primiant. Noi, limita comunii, e la Zavate, la Cruci. Domnul consilier, poftiți. Condițiile ne-ați văzut care au fost. Au fost, da. Deci, zăpada abundentă s-a lucrat non-stop. Deci, oamenii ăștia au lucrat din noapte până în noapte. Și tot s-a postat pe Facebook, își bat joc, că nu fac treabă. Deci, o mizerie de om a putut face asta. Deci, o mizerie de om. Eu nu mă ocup cu treaba asta. Eu vorbim în ședință. O rămas. Partea aia sus, acolo, la corni. Deci se va face nici nu un cap pe vorbă. Dar au lucrat și vineri până noaptea și sâmbătă. Dar știți de ce zic eu? Soamei. Doamne ferește, o mașină, pe acolo se poate vine. De ce asta? Doamne, am dus cu răutate, că vezi doamne. Pe mine mă interesează în primul rând drumul ăla. Eu odată la două zile trec noaptea drumul ăla că trebuie să duc femeia de la magazin. Nu-i de rea voință. Chiar a fost și cu Ria Cordial și cu domnul Van Boy. Odată chiar nu au putut să urce cu tractorul acolo, e curba aia unde pierde din... Am fost cu ei și am văzut, deci au vrut să facă, nu când au... Dar eu n-am zis că trebuia prin podul și coborâ la mare. Și așa, dar atâi rezolvăm treburile noastre și... Dar s-a făcut, eu alaltă seara am trecut pe acolo. Dar am fost și eu și domnul primar, și în vineri, și sâmbătă dimineață. Și tot ce vorbeam că noi dimineața, la cât, la... Spune-mi domnul Ceru, și domnul e bun. Și s-a zis ceva, da. S-a fost ce pe Facebook, că nu se face. Nu-i certă, nu-i certă. Și nu-i certă. Dimineața, la prima oră, dimineața, noaptea în cap. În fine, mare domnul Macadam și am încheiat cu discuția. Dar aș vrea să te întâmplă. Așa ține pe dumneavoastră. Eu am ascultat raportul domnului primar, cred că este întocmit de bun simț și cu cifre reale. Cu bune cu rele, vedem că au început să apară și cele bune, adică urmează ultimul termen, care sper să ne scoată dată pentru totdeauna din insolvență, să semnat contractul de finanțare pentru pod. Vis-a-vis de insolvență, s-a discutat foarte mult și intens acum, nu, cum a spus domnul primar, nu dumneavoastră, nici noi, școala era imperios necesară, de vină sunt cei care conduc steaua pentru că nu-și asumă o continuitate a investițiilor. Adică nu putem, în 2014, Ardeoani e în România, în 2015 în Germania, sau în altă parte. Adică să întâmplă aici niște fenomene chiar paranormale. Din motivul ăsta am intrat și în insolvență, vedem că treaba s-a tergiversat atâta timp. Chiar dacă s-au achitat datoriile pe câte 15, mă rog, în sfârșit. Orgoliile politice sunt prea mari și opresc evoluția anumitor comune și a anumitor localități. Nu cred că este normal.
Și aici ar trebui și noi să ne împăcăm și să fie treaba bună ca să putem contribui la bunăstarea aia acum. Sigur, au mulțumesc. Da? Mulțumesc mult. Mulțumim. Totuși, dacă mai dorești cineva să fie acolo, dacă nu, fiind de epuizate toate problemele la mâine, vă zi declar închisă ședința. Dar nu mai să pui la vot? La vot proiectul de hotărâre? Nu mai, dați-vă la vot. Spun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este Petru? Mă scuzați. Cine este împotrivă, dacă s-ar ține cineva? Cealaltă prezentant, Mirica. Fiind de epuizate toate problemele la urmă, vă zi declar închisă ședința.